soluciona o problema? Doi. Nu prea simplu, nu, Rona. Nu e... Într-un triunghi ABCD, ABC, se cunosc AB egal cu 15. În ipoteză. Problema care? Problema 2, de la testul 2. Test 2? Problema 2. Pe 2? În ipoteză, într-un triunghi ABC. Pare ca AB egal cu 15, așa credem că nu zicem noi. BC egal cu 14, AC egal cu 13. Aflăm lungimea înălțimii duse din vârful A. Deci, A' prim, nu? A' prim, egal cu ce? Perpendicular cu BC. Uh-huh. Asta o știm, da? Și concluzia este că A' prim egal cu ce? Trebuie să meargă repede asta, domnule. Dar nu, nu e așa. Nu? Nu știu. Cea mai mare este AB, nu? Da. A. Da. A. B. B. C. C o sus, să zicem. AB este de 15. BC. 14, da, corect. 14. Și AC 13. Și 13. Ducem înălțimea din A. Ducem înălțimea din A. A prim și ni se cere să aflăm A, A prim. H-ul ăsta, H indicea. Înălțimea din A se notează după H indicea. Hai să uităm. Păi cum avem că triunghiul A prim, că 15 la a doua nu e egal cu 13 la a doua, plus 14 la a doua. Ca să zici că e Pitagora, sigur, nu? Sigur noi. Sigur noi. Am verificat. Ai verificat. Da, bun. Deci nu e dreptunghi. În triunghiul A prim B avem că 15 la a doua egal cu B A prim totul la a doua, plus A prim totul la a doua, 13 la a doua. Cu H-a, zicem, nu? Da. Da. Ca să vedem mai repede. Deci da. În triunghiul A prim A, B. A, A prim B. 15 la a doua egal cu B A prim. 15 la a doua egal cu B A prim la a doua. B. Hai să notăm pe asta cu X, Miruna. X la a doua. X la a doua. Plus H la a doua. H. H indicea la a doua. Egal cu 225. Bine, asta știm. Deci echivalent va spune că 220. X pătrat plus H. X pătrat plus H indice A. La pătrat? La pătrat face 225. Ce mai arătați? 13 la a doua. Pe de altă parte, notăm cu Y că asta, Miruna, da? Da, egal cu H la a doua. Și asta deci, avem? Y la a doua. Y la a doua plus H indice A. La a doua. La a doua. Egal cu 169. Da. Acum le scădem. Ca da. Scădem de H-ul la a doua. Da. Să le scădem, da? 56. Și așa avem X pătrat minus. X pătrat minus Y pătrat. X pătrat egal cu 56. 56. O primă relație. Noi mai avem că X pătrat plus Y pătrat. Care era X? Care era Y? X plus Y pătrat e BC. E BC. Deci X plus Y face... X plus Y egal cu 14. Și cu x la a doua minus y la a doua egal cu x putem să scriem mai lângă x minus y, atunci înlocuim și avem cu 15 pe lângă x minus y egal cu 56. Și înlocuim. X plus y este egal cu 14. Înlocuim cum spui. Avem x minus y. X minus y egal cu... Ori 14. Sau egal cu 56 la 14. Care dă 4? 4. X minus Y egal cu 14 și acum le... X minus Y egal cu 4, X plus Y egal cu 14. 14. Da. Și o să avem că 2X egal cu 18. 18. De unde X va fi egal cu 9. Dacă X e 9, Y... Dacă X e 9, atunci Y cu... Da, 5. Da. Bun. Bun. Așa trebuie să-l aflăm. Păi acum a, a la a doua, dar nu avem triunghiul. Dar unde l-am acolo? X pătrat plus H a la pătrat egal cu 225. Oriunde. Ori Y pătrat plus X pe X pe Y. Deci ne ducem în X pătrat plus H indice A la pătrat egal cu 225. Înlocuim pe X că știm. 9 la pătrat, adică 81. Deci un X egal cu 9. H la a doua egal cu 225 minus 81. 225. Minus 81. Și H indicea la a doua egal cu... 225.
144. Egal cu 144, da. Și H-a egal cu 12. Și dacă găsit pe H, aflu area... Păi nu, nu trebuia. Nu e H-a pe H-a. Așa, dacă ar fi să aflu area triunghiului foarte ușor. Deci problema asta a fost ușoară. Am putea zice că a fost ușoară. A fost ușoară. A fost un pic de... Ca modelul celălalt. Da. La prima problemă. Exact. A fost înglobată la aceea. Da. Hai, adică. Bun. Dacă ar fi să stăm un pic de vorbă aici, unde au fost ceva probleme, Adi? Unde tu ai fi rămas blocat? Deci, lucrez deci, am o problemă. Nu mă lucrez acasă. Blocajul ar fi fost de aici, Adi. Se duce la prin notăm cu X și cu Y. Da, acolo, puțin. Deci, nu puțin, nu-i start. Deci, atenție, Adi, numai într-un triunghi, dreptunghi poți vorbești de catete și ipotenuză, dar ducând pe A', ai avut aici X-ul și asta Y-ul și atunci ai putut să dai drumul la treabă. Astfel, în problemă, ăsta a fost momentul. Corect. Deci, ducerea înălțimii. Notează, moment important. Ducerea înălțimii din vârful A. Aveai nevoie să o duci? Da. Da. Că problema asta ți-a și cerut. Am o problemă frumoasă. O vedem îndată. Problema care? Din același test? Da, testul 3, problema 2. Testul 3, acum? Problema 2. Tot pe 2, da? Încep să... Dacă A, B, A mic, B mic și C mic sunt laturile unui triunghi ABC. Deci, în ipoteză, dacă A mic, B mic, C mic, laturile triunghiului ABC. Triunghiului ABC. Și 2A plus B mic egal cu linie de fracție mai lungă. C pătrat plus A pe lângă A minus B. C pătrat plus A pe lângă A minus B. Totul supra A minus B. Să arătăm că triunghiul este dreptunghic. Să rezulte da. Din asta. În concluzie. Da, să arătăm că triunghiul ABC este dreptunghic. Trebuie să arătăm că e dreptunghic. Vom face un triunghi dreptunghic. Da. Da. Facem un triunghi. Îl facem deodată dreptunghic. Facem deodată dreptunghic, pentru că nu cere. Nu așa cere să-l demonstrăm, da? Demonstrăm, da. Și tu spui dacă îl faci dreptunghic și în relația... Am demonstrat problema. Nu văd dacă desenăm demonstrat problema. Și trebuie să ajungem să constatăm. Dar, fiindcă este un triunghi acolo, nu știm noi deocamdată, A, un dreptunghi direct, da. Un triunghi direct, ABC. Notăm cu ABC. Important este să ne amintim că notăm cu B mic latura opusă unghiului C, cu C mic latura opusă unghiului C și A mic latura opusă unghiului A. Notăm cu ABC laturile acestea. Și avem relația. Plecăm de la ea, eu zic. De la ea trebuie să plecăm, să o prelucrăm. Noi nu avem decât relația asta la îndemână. Deci știu așa că 2A plus B egal cu C pătrat plus A pe lângă A minus B. A pe lângă A minus B supra A minus B. Închide paranteza de acolo sus. Așa. Asta nu e nevoie. Aia nu vrei. Păi să facem produsul miezilor plecați cumva. Da. Dar mai de regulă, știi, mai bine faci un pic de un plan de lucru. Eu văzând A minus B, a zis să nu fie la A minus B, pe A minus B. Nu. De ce? Să desfacem paranteza. Dar de ce nu simplific A minus B cu A minus B? Că se mai ușurează calculul. Dar nu avem voie, că e minus. Cum? E minus aici, și a minus la mine. E adunare și minus. Trebuie să mulțim, măi. Dar e adunare, măi, copii. Ce tot zice A de acolo? Nu vezi ce pătrat plus? E plus A de. Deci n-am cum să simplific. Decât dacă aș fi avut A minus B pe lângă ceva,
simplificam. M-am produs, n-am voie să fac asta. Am voie însă să distribui pe A minus B și nu ce pătrat și lui ăsta. Deci o transduc, transform în 2A plus B egal cu ce pătrat, cine vorbește? Supra A minus B. Ce pătrat supra A minus B plus A pe lângă A minus B supra A minus B. Acum e altă treabă. Acum am voie, copii, să simplific? Da. Da, acum da. Alo. Nu am sunat, că s-am văzut. Mulțumesc frumos că m-ați sunat. Acum avem bar. Vă salut. N-am sunat pe emisie. Ce rău e că nu ne mai era de loc. Da. Dacă când se registrează la cameră, se vede tot. Da? Tot. Numai aici. Aici nu se vede, clar. Dar acasă se vede clar. Tot. Nu? Clar, adică, da, zic tot. Când zici tot. Păi clar că nu se vede, că înainte se vedea, se vedeau linuțele. Ne dădeam seama dacă... Uite, e bine că sunt oameni care sunt... Ați schimbat programul? Nu. S-a schimbat softul. Schimbat ei. Programul, softul. Softul l-a schimbat cei de la Brașov care... Mă rog, ei sunt... Păi de ce? Tu ai spus așa. Nu mai mergea. Nu, au avut slăbiciune acolo cu softul acela, să mă îndepla ceva și atunci trebuie să se schimbe. Trebuie să filmați pe Adi, America, să vedeți să vă fac. Da, un soft adevărat, nu? Da, da, acolo, imediat, să mă lăsi, bine. Sau fata. Nu pe tine, măi, băi, adu-ți, hai dreatul, bă, puiule. Sărac, trebuie să faci o facultate, să se ajungi la grog, după aia. Gata, îndemocat, ei, poate mai pe așa. Cosmin, tu ai test? Nu? N-ai vrea să pleci? Mai provenește. Lasă, mă, care e prea. O venit acolo, nu o putea face. Da. Știți ce? Eu vă propun, dacă sănătate, să ne întâlnim duminică după amiază. Da. Da, eu n-am nimic împotriva. Da? Deci în condiții în care simțiți presiunea și aveți nevoie... Da, eu dacă nu lucrez eu cu tine duminică, duminică toată ziua. Duminică toată ziua lucrăm și mai bine și după amiază. Da, cine e? Deci miruna mea îmi vrea. Nu convine, mama, mi-i convine. Nu convine, da, sigur, ce să ne gândim? Da? Trebuie să vă lecțiile. Deci trebuie să vezi lecțiile. Deci oricum, treaba ta, nu? Regina, nu? Da. De fapt, nu e gestia lui. Decizia mamei. Decizia mamei. Și mama lui o să vrea. Și mami cred că aude acum. Da, deci discuția s-a purtat. Da. Sper să aude acum, dacă încă nu s-audim. Sunați-ne. Să mai sunați. Da, și dacă nu s-aude... Nu deci, va. Deci, așa, și deci echivalent cu, am simplificat. Da, da, eu am încercat să le spun. Și dacă nu sunt lucrurile în regulă... Așa. Așa, dar se fac semn. Păi nu-și fac tu semn, așa, ca să... Colmi, Colmi! Bine. Continuăm treaba. Da. Este acolo semnal, este semnal aici, până se aude. Da. A minus B cu A minus B și atunci echivalent cu... 2A plus B egal cu C supra A minus B plus A. Egal cu... 2A plus B egal cu C la pătrat. A, vedeți? Acum spune că se aude. Alo? Nu te aude. Mulțumesc frumos, mulțumesc frumos. Se aude? Da. Da, trebuia să mă suni iar. Tu dacă ai zis tu... 2A plus B. Ha, de chiar. Egal cu ce pătrat supra A minus B. Plus A. Echivalent cu. Iată, dragilor, acum ce putem face? Scădem una din ambii membri. Corect. Da? Este foarte tare. Ideea de aici este teribilă. Da? Prelucrarea. Bun. Și acum simțim că vom avea A plus A. Că 2A minus A. Bine, A plus B. Egal cu C pătrat supra A minus B. Facem prosumizire, da? Acum da. Și vine A plus B pe lângă A minus B. A plus B pe lângă A minus B. Egal cu C pătrat. Ia uite cum A pătrat minus B pătrat. A pătrat minus B pătrat. Egal cu C pătrat. Da? Și o așezăm un pic altfel. Și o așezăm cum ne place. Cu B pătrat și în partea cealaltă. Și vine A pătrat egal cu
B pătrat plus C pătrat. Este dreptunghic în ce unghi? În A. În A. Corect. Latura A mare, deci opusul unghiului A. Deci da, măsura lui A, deci ne dăm seama că măsura lui A egal cu 90 grade. Este deci și 16. E 16, mai avem 4, mai avem un dolar. Uitați-vă cum văd, uitați-vă cum văd, da? Da. Așa, mai am una. Dacă triunghiul ABC, dacă ABC este un triunghi, da. Deci dacă ABC este un triunghi, cu AB egal cu... Adică, rog, la tablă, toată mi-a trebuit la tablă. Deci dacă ABC este un triunghi cu AB egal cu... În care AB egal cu? Cu 3 la puterea 2014. 3 la 2014. Plus 2 ori 3 la 2013. 2 ori 3 la 2013. Minus 3 la 2013. 3 la 2013. Deci sub AC egal cu? Aici nu prea place. Cum să zic așa? 2 ori 3 la 2013 minus... A, 3 ori! Da, 2 ori 3 la 2013. Da, da, da. AC egal cu 3 la 2015. Și totuși, Mihaela, 2 ori 3 la 2013 minus 3 la 2013 face 1 la 2013. Face 1 3 la 2013. Așa o dă, domn profesor. Așa o dă. Așa o dă, așa o lăsăm. AC egal cu 3 la 2015. Să facem degeaba, domn profesor, așa. Da. Minus 2 la 2 ori 3 la 2013. 2 la 2 ori 3 la 2013. Minus 2 ori 3 la 2013. Știu și eu, da, așa o dă, domnul. Și BC egal cu 3 la 2015. 3 la 2015. Minus 2 ori 2 la 2013. 2 ori 2 la 2013. Da. Minus 2 ori 2 la 2013. Ei, da. Așa vrea, de două ori, domnul profesor. Ce să aflăm? Așa. Arătați că, stați să vedem, arătați că triunghiul este dreptunghi. Bun. Ai mergând pe greșeala lor, hai să le așezăm. Deci AB, simplu, AB... Egal cu 3 la puterea 2014 plus 3 la puterea 2013. Sigur că da. Că 2 de ăștia minus același lucru, atâta dacă ar fost la măcar la 2012, credeam... Da, nu, nu, e la 2013, am citit bine. 3 la puterea 13. Bun. AC egal cu... Stop, că mai lucrăm aia. O mai lucrăm, da. Dăm factorul. Dăm factorul 3. Pe 3 la 2013. 3 la 2013. Atenție, adică nu te bucurea că aici totul trebuie să mai e. Că aici trebuie să gândești așa. Pe 2 la 2014, îl vedem că... 3 la 2013 ori 3. 3 la 1. Păi așa, un cimă. Egal cu 3 la puterea 2013 ori 3 la 1, ca să se întâmple acolo, plus 3 la puterea 2013 și scoatem pe 3 la puterea 2013 în față, pe lângă 3 plus 1, 4. Ori 4. Așa. Corect. AB-ul am aflat. Acum AC. Am așezat-o. AC-ul. AC egal cu 3 la puterea 2015 minus... Nu. 2015 minus... Minus 6 la puterea... Minus 6 ori 3 la puterea 2013. 4 și cu 2. Da, minus 6, da? Minus 6 la ori 3 la puterea 2013. Care egal mai departe? Pe cine dăm în față? 3 la 2013. Corect. Că ăsta e cu exponentul cel mai mic. Și scădem din exponentul mare, exponentul mic și va rămâne 3 la a doua. Da. 9 minus 6. 3 la puterea 2. Care o să fie ori 3. Deci sunt întâmplător dat așa de întâmplător. 3 la 2013 pe lângă 9. 9 minus 6, adică minus 6, care face 3. Deci egal cu 3 la puterea 2013 ori 3. Ori 3. Vedeți că nu am făcut o greșeală. Și BC. O vreau să vadă dacă da, lucrăm. Da, o vreau să vadă dacă știm să lucrăm. Corect. Sigur. Și BC. Și BC egal cu... 3 la puterea 2015 minus 4 la, ori 2 la puterea 2013. Minus... 2 ori 2, 4, 4. Ori 2 la puterea 2013. Și dăm factor comun de... Exponent, puterea... 2 la puterea 2013. Stai, dar sus nu era 4 ori 2, adică 8? Unde? Sus, acolo, în loc de 6, nu era 8. Păi de unde e 8? Păi... 2 la 2 e 4, 4 ori 2 e 8, domn profesor, da? Da, nu era 6, era 8.
2 la 2. La ce? La 6, la 3. Că 4 la 2. Ce, dragă? 2 la 2 ai 4, ori 2 8, domn profesor. Uitați, ori 2 din partea. Nu ori 2, măi, că e minus 4, minus 2, mă. Da, minus 4, minus 2, care da, minus 6. Minus 6. Mi zăpăcești, măi, 4, dă-mi pace. Așa, nu știam, domn. Haideți să trăim. E bine așa, domn profesor. 3 la puterea 2013 pe lângă... 2, cred. 2, 2 la puterea 2013. Ca să pățiți. Așa e 3. Așa, acolo e 2. Lucrurile sunt complicate aici. Dar nu, nu trebuie să fie aceeași lucru după mine. Stați cum am uitat o dată. BC, la BC, da? BC da. E 3 la 2015. BC minus 2 ori 2 la 2013. BC minus 2 ori 2 la 2013. Uite la sfârșit. Nu. Dar chiar uitați-vă puțin la sfârșit. Vezi, totul s-a lucrat numai în 3. Foarte frumos, da, văd da, și eu. Numai în 3. Atunci și aici lucrăm totul. Stați puțin să vedeți dacă e adevărat. O să stați puțin, profesor, nu, o să ne greșim. La problema 4 de la ultima. 4. AB-i 2 ori 2 la 2013. Fac modificarea că știi de ce. Știți unde, nu? Da, da, aici. AB zice că e 2 la 2013 ori 4. E 2? Ori 4. Da, 2 da. La? 2 la 2013 și nu ne da 3 la 2013. Păi dacă aici s-a lucrat numai în 3, nu poate fi 2 la. AC e 3 la 2013 ori 3. Și BC e 3 la 2013 ori 5. Deci o greșită așa. Deci aici e tot 3. Aici e tot 3. Peste da. Tot e 3. Da. Deci peste tot e 3 și... Puneți voi 3 acolo la BC. Da. Pe caieturile voastre. Și face 3 la puterea 2013. Pe lângă 9. 13, minus 4. Ori 5. 3 la puterea 2013 ori 5. Domn profesor, numai să ședeți un pic, uitați că nu se leagă ceva acolo. 4 ori 2. Ori 4. 3 aici. Așa. Și ședeți pe ăla intermediar. 2 la 2013. Ședeți. Așa. Ăla ședeți cu tot. Așa trebuie ședeți de tot. Da. Că n-are... Și gata, le-am aflat pe astea. Bun. Și acum? Să arătăm că triunghiul este dreptunghi. 3 la 2013 ori 5 egal cu 3 la 2013 ori 3 plus 3 la 2013 ori 4. Dă-s la pătrat. Cu emoții. Da, deci, da. Cu întrebări. Cu emoții, să arătăm. Am o întrebare. Dacă tot avem 3 la 2013 pe aceeași chestie, 5 la 2, 25. 4 ori 4, 16. 16 plus 9, dă 25. Deci este de ceva. Da, e Pitagora. Corect. Este simțim exact. Corect. 3, 4 și 5 numere pitagorice. Corect. Deci, zicem 3 la puterea 2013 ori 5, totul la pătrat. Să vedem dacă este egal. Miruna a sesizat asta. Mai totul la pătrat, profesor. Da, totul pătrat. La pătrat, da. Egal cu 3 la puterea 2013 ori 4, totul la pătrat. Plus 3 la puterea 2013 ori 3, totul la pătrat. Și arătăm fiecare. Echivalent. Așa. Fiecare la pătrat. Este adevărat, fiecare la pătrat și vine 3 la puterea 2013 la a doua ori 25. Egal. Cu 3 la puterea 2013 totul la a doua ori 16. Plus 3 la puterea 2013 la pătrat ori 9. Ceea ce ar însemna echivalent. Scoatem aici pe 3 la puterea 2013 la pătrat. Și vine 3 la puterea 2013 la pătrat ori 25 egal cu 3 la puterea 2013 la pătrat pe lângă 16 plus 9. Ce înseamnă? Simplificăm prin asta stânga-dreapta. 25 egal cu 25. De parcă spune că 25 egal cu 25. 16 la pătrat, 16 plus 9, adevărat, egal 25, deci adevărat. Deci asta înseamnă că triunghiul este dreptunghiul în A. A. În A, da. BC-ul era ipotenuza, da. BC e ipotenuza, da. Deci... Deci n-am. Măsura unghiului A. Măsura unghiului A egal cu 90 grade și am terminat problema. Am arătat că triunghiul este dreptunghi. Trebuie să faceți și finalul ăsta cu măsura unghiului A egal cu 90 grade. Sigur că da. Deci spunem like exact. Și share. Spunem unde este triunghiul dreptunghi. De aici menționăm asta. Da. Hai să vedem încă o dată aici ce a fost. Până am descoperit greșeala. Până am descoperit greșeala acolo la... Am sesizat că nu lucruri nu merg. Și autorul a avut aici. Asta a fost. Să bază dacă mai știu să lucreze cu putere. Operații cu putere. Da?
scoaterea în factor comun, acolo toată povestea. Și cu siguranță unii întâmpină... Sigur că da, sigur că da. Deci eu atacă foarte bine. Păi stai când vrei, că nu mai avem timp. Sună Miruna, nu fac eu probleme. Da, Miruna sună, da. Nu vedeți? Da. Eu mă bucur că are atitudinea asta. Da. Oricum lucram eu cu ea acasă, dacă nu puteați. Da. Dar sun Mirunica, da? Facem sinteza? Da, sinteza vă. Ce am lucrat? Teorema lui Pitagora. Teorema am mai făcut teorema catetei, fundamentală de asemănare. Da, teorema fundamentală asemănare, acolo ne-am făcut. Da, da, da. Teorema fundamentală asemănare. A catetei am făcut, nu? Bă, da, și a catetei. Nu, nu, n-am folosit chiar o catete, n-am avut. Am avut trapez. Da, trapezul. Trapezul, aria trapezului. Arii, în general arii, da. Raportul ariilor. Raportul are legat cu pătrat, da, de asemănare. Da. Și aici operații cu puteri, deci nu recunoaștem. Ariilor. Egal cu pătratul raportul de asemănare. Da. Vedeți, vă avem ceva de un da. Nu știu să văd. S-a folosit cineva din imaginea dumneavoastră. Unde? What? Pe site, pe Facebook. Și eram făcut screenshot ca să vedeți că dacă vedeți bine, să da. La revedere! La revedere! La revedere!